ediție. Suntem la Premiul Maratonul Internațional București, prima ediție. Un maraton care sperăm să devină sursă de tradiție în România. Foarte mulți alergători, mulți începători. Practic, din rândul semi-maratonicilor de astăzi, vor alege maratonicii de mâine. Suntem gata să alergăm două ture de 10,5 km. Este astăzi alerg cu drapelul României și drapelul Uniunii Europene. Drapelul României are deja 37 de curse de maraton, iar drapelul Uniunii Europene 25 de maratoane. Am un mesaj pentru România UE, împreună pentru diversitate și împotriva discriminării. Și voi face astăzi o cursă în amintirea unchiului meu, un mare prieten, care săptămâna trecută, după cursa de la Sighișoara Mediaș, a urcat în ceruri. Deci o cursă în amintirea lunea Ion. Dumnezeu să-l ierte. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit în România! De unde ați venit? Am venit de peste ocean, că n-am alergat aici niciodată. Suntem pregătiți? Ia să vă aud! Primul să câștigăm, da? Toată lumea, tare! Al treilea în America, al treilea în România! Sport, da? Foarte bine, al patrulea... Excelent! Mulțumesc! În 2010 am alergat maratonul de la Boston. Nu lângă margine, mai departe, da? Haideți să vă văd! A fost gazda mea. M-a încurajat pe traseu împreună cu copiii. Și atunci am prins microbul. Și atunci a luat... A avut o perioadă de incubare de un an. De un an. Și după un an de incubare, în 2011 am început să alerg. Haideți, tărituri în soare, da? Felicitări! Și mă simt excelent. Foarte bine și chiar arăți bine, alergat bine, am văzut. Am încercat să te ajung, n-am reușit. Haideți toată lumea cu noi odată. Încărcătură în spate. Felicitări și cât rămâi prin România? Mai stau mai aproape și de acolo. Să intru mai bine în element. Da, să-ți reamintești. Ne-am reamintit repede acum. Hai, și brațele sus, hai, toată lumea. Poate ne transmiți și nouă microb. Haideți. Ce faci? Sus brațele, hai să vă văd pe toți, hai. Eu am zis cum merge, cum vii mergi. De la campanarea lor, nu? Acolo, în spate, vezi? Da, cu rostul, parcă, nu vreau. Dar mai e un fel în spate. Alea care sunt în spatele noastre. S-o pregătiți că te spune. Da, le văd. Au. Te strigați, hai Ilie, hai Ilie, da? Hai România! Da, uite acolo stagă România, vezi? Hai, Ilie! Hai, Ilie! Hai, Ilie! Hai! Hei!
Dar nu am timp, sunt cu steagurile și nu reușesc să mai fac timp. Mulțumesc frumos! Hai România!